Salut, Pipanxi, la un episod din GTA Online. Stai și împreună cu Psica? Bună! Și cu Remus? Salut! Și astăzi avem un episod foarte special pentru că avem o nouă mașină abia lansată și am să vă arăt chiar în acest moment cât costă această mașină. A fost lansată acum, cred că 30 de minute, dacă nu mă înșel. Este vorba despre Fister Growler și este vorba despre un Porsche destul de interesant. Am mai avut unul, uite ăsta de aici, pe care îl știți, Comet S2, dar ăsta arată mai modern, așa parcă mi se pare. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like, o să vine și Mihai când o să aibă posibilitatea, din păcate astăzi nu a avut timp, dar îl așteptăm cu mare drag în momentul care va avea timpul necesar. Și hai să vedem câte like-uri vreți voi să strângem la episodul de azi. E un episod mai special, că a venit și Remus de data aceasta și a făcut timp aici în programul lui. Peste 22.000 de like-uri. Peste 24.000. O, 24.000, ne zice. Mamă. Bă, mie mi se pare o idee bună, 24.000 de like-uri. Acum nu știu dacă o să se strângă chiar atât de multe. Însă așteptăm și vedem. Așteptăm și vedem. Nicio problemă. Mașina aceasta are autopilot. Ia uite. Ai pus pe hartă, că nu-l văd pe hartă. Am pus. Poți să vii după mine, nicio problemă. Încă vin acum. Ia uite cum merge mașina mea cu autopilot. Ia uite. Ți-a plăcut asta? Ți-a plăcut? Îți dai seama. Bă, dar Remus n-a văzut nou update încă. Eu sunt curios de reacția lui, pentru că e prima dată când vede update-ul ăsta. El nici asta nu le-are cumpărate, deci trebuie să facem Securo Server neapărat ca să vă pot da invite. Da, așa că am ratat aici intrarea. Merge în față, merge în față. Lasă că eu trebuie să merg pe aici. Offer to friends. Gata, v-am dat invite. Și hai să vedem cum se tunează noua mașinuță. Ar trebui să fie un tuning interesant. Totuși la cealaltă aveam un eleron de la mare pe spate, frumos. Nu știu exact cum o să fie. Pare că s-ar tuna super bine. Putem să ignorăm acel accident, nu s-a întâmplat de fapt. Este doar în imaginația voastră. De la autopilot. De la autopilot, exact. Autopilotul merge super bine. Ține, are lane assist, uite, vezi? Trage de volan auto. Așa. Îmi trage de volan, trece prin semne, e super. Îți dai seama. Băi, eu sper să... poate să intre și Remus cu mine. Văd că l-a dat jos din mașină. Nu, m-a dat jos. Da. Te dă jos că n-ai cumpărat ăsta oare? Stai că am intrat eu acum. Nici eu n-am cumpărat ăsta. S-ar putea să-i facă intro lui Remus, mă gândesc. Da, probabil că intră pentru prima dată. Bă, stai că m-am dat aiurea jos din mașină, am uitat. Hai să vedem, dăm aici jocul. Mod vehicle, nicio problemă, Remus. Revii tu, așteptăm. Poți să revii pe sesiune, că e deschisă sesiunea, deci poți să revii aici fără probleme. Pisică, eu nu te văd la tuning pe tine, să știi. Păi m-am dat jos din mașină, că mă dăduse jos din mașină și am luat-o la fugă, așa că m-am dat. Așa, gata, ia că bag acum mare tuning. Interesant și drăguț ăsta. Da, nu știu acum. Cred că o să bag un endurance bumper așa, rear. Hai să vedem cum putem să facem parte din spate. Nu știu ce culoare să o fac, dar chiar sunt curioasă. Asta e o mașină care văd că n-are atât de multe opțiuni pe cât celelalte, însă sunt ok. Sper la livery, ok. Livery-ul sper să fie un livery mișto. Bă, are motor în spate! Opa! Am văzut! Opa! Interesant! Cred că o să pun o bară de asta, uite așa aici. Engine tunes. Bă, engine tunes, dar nu se deschide, să văd și eu motorul. Nu se deschide. Nu se deschide. Păi ce am făcut aici? Exhaust, hai să vedem. Poți să pui o bară deci poți să pui o țeavă de eșapament lipită pe mijloc. N-am mai văzut până acum. Așa o să fac. Nu-ți leg astea. Front fender. Uite mă, poți să-i pui niște... Mamă, ce frumos e, o fac broscuță. Drăguț. Hood catches. Punem niște hood catches de-astea roșii. Hood. Așa. Bă, n-am să o fac de data asta cu aceste faruri, deși... Am făcut cam toate mașinile cu farurile astea ridicate. Așa că de data asta o să facem altfel. Vreau să fie un piculeț diferită față de alte dăți. E ca și o să fie cu aerisire. Hai să vedem nou interior. Ce interior să-i pun eu? Interior Furaș. De carbon. Dials, furaș. Vreau toate ceasurile din lume să le am. Merg pe furaș. Dar carbon furaș? Nu-mi place. Carbon furaș? Da. Cred că uite așa o să facem. Steering wheel. Ia să vedem. Asta cu padele e drăguță. Nu văd. Roll cage. Nu vreau roll cage. Bă, deci roll cage, uite cât de mult îți ocupă din mașină roll cage-ul. E că are folosința lui, că te protejează. Te protejează, într-adevăr. Nu zic nu.
Dar dacă vrei o mașină de oraș, nu poți să ai roll cage pe ea, e ciudat. Și mai ales că tu ai autopilot, deci nu e problemă. Bineînțeles, uite, vezi, nicio problemă. O să fac un mint green. Nu, prea livoreurile astea deloc, urâte. Pă bune zici? Păi, nu știu, mie mi se par urâte. Ia vreau un neon green, mint green, asta îmi place. Lip spoiler. Alol. Mă, în spate, în spate nu poți să-i pui spoiler de la nebun, poți să-i pui doar un fel de lip, așa. Curățenie. Carbon insert ducktail. Îi pun un de-asta nebun în spate și arată carbon. Foarte ciudat, că e prea lung. Cred că o să-i pun așa, un ducktail. Livery. Mamă, ce ciudățenie. Ciudățenie de delivery-uri, sincer. Dar știu, nici mie nu mi-a plăcut. Dar e că unul frumos n-am văzut. Iar asta zici că e camuflaj de ăla de armată, n-are nicio logică, nicio treabă. Cred că am să îl pun pe ăsta pe mijloc, o dungă pe mijloc și atât. Mamă, ce... Ok, mirrors. Hai să vedem primary și carbon mirrors, plate. Punem plate-ul aici. Turbo. Respray primary color, metallic. Ce culoare să fac eu mașina asta? Eu având o fac vedere... verde. Da, având în vedere că e un Porsche, cred că un... O, ce e frumos. Un dew yellow. Un dew yellow o să fac mașina asta. Gata, deși am intrat aș putea la voi. Aș putea să o fac de aur. Hai să mă duc acum la culori. Parcă îmi place așa mai mult. E mai ieșită din comun. Chrome, le face pe alea de jos chrome și accentul din mașină. Să-l fac un roșu? Oh, pardon. Poate? Lime grimosa, green-ul să-mi place. Red. Ok. Accent color. Asta nu l-am modificat niciodată ceasurile. Da. Și puteți să fac un orange, poate. Rear splitters. Ok. Bă, tuning-ul la mașina asta nu e atât de avansat pe cât mă așteptam eu. Mă așteptam la... Nu știu, să fie mai avansat puțin decât atât. Lasă așa. O, deși... Aoleu, poți să-i pui dita mai port bagajul sus. Da, dar nu mi se pare că păi, se potrivește. Păi, bandă de LED-uri, zici că e mașină de poliție, nu știu ce. Faza e că dacă intre aici să nu-ți facă intro-ul ăla. Mai degrabă ne aștepți. Păi nu intru, n-ai văzut că am dat crash. Azi ți-a dat crash. Ți-am trimis poză să vezi. Scarți, las că ieșim imediat după ce până ieșim. Nu ne interesează. Arată bine cu accente, adică e drăguț. A, uite, poți să-i faci și mai jos puțin, arată ok. Nu asta ultima, ci asta o să fie. Spoiler pe a, gata mă, poți să-i pui și spoiler. Mă gândeam că nu poți să-i pun spoiler, eram puțin dezamăgit. Da, poți. Să-i pun un animal de ăsta mare? Cred că da. Să-i pun un ăsta mic. Accente de roșu și chestii, arată bine. Îi pun ăsta mare. Avem așa frumos. Nu mă interesează nici ăsta. Înapoi. Vreau să fie o prelungire aici, suspensia lăsăm jos, jos de tot. La spate, poți să-i schimbi culoarea stopurilor. Să le fac roșii, nu se potrivesc. Și mai avem... Cred că asta, Neolite o să fie. Transmission, turbo, vents. Venturi de aerisire pe laterală, ce mișto arată. Wheels, wheel type. Aș vrea să deblochez roțile alea mai șmechere, mă, dar nu mă interesează. Asta o să le pun, cred că. Așa, wheel color. Le facem un negru ca să se potrivească cu restul mașinii. Tire design. Nu, no, cred că îi pun tire design pe ea. Gata, eu afară. Ok. Ok. Green așa, tire smoke. Windows. Le facem așa. Da, gata, am terminat. Gata, terminat și eu. Hai să vedem cum a tunat și pisica, hai să vedem cum am tunat și eu. Și pe asta avem o misiune foarte importantă, din ce am să mergem în baza militară sau ceva de genul, nu știu exact. Ia să vedem. Gata. Arată bine, nu e, nu wow, e rea. Asta verde e super. Da, am zis că e broscuță. Ia să vedem cum i-a ieșit și mie. Piftiuța broscuță. Mă, tot timpul nu-mi dau seama cum trebuie să ies de aici, trebuie să apăs backspace ca să poți să ies. Tu ți-ai făcut o galben. Wow. A? A? Sincer, nu-mi plac farurile alea sus pe capotă. Băi, eu mi-am pus la toate mașinile farurile alea, dar și mi-au plăcut. Dar am mașini sunt tocmai. Ia, prinde-le. Ia, apasă pe H și vedem. Să vedem puțin. Aha. Cred că îți bate mai tare în momentul care ai. Bă, foarte mișto verdele. Se potrivește? Mm-hmm. Bă, ce mișto sunt jantele tale. Da. Da. Foarte mișto că se vede și în interior frumos.
Ți-ai pus și stopurile cu verde. Super mișto. Da. Super mișto. La mine eu nu înțeleg rolul ăsta de aici, culoarea asta. Dacă mi-explicați și mie. Care? Frumos, băieți. Ăsta din spate, de ce am două în spate? Asta nu înțeleg nicio. Păi unul e al mașinii și unul e aftermarket. Da, că în mod normal ar trebui unul singur, nu? Adică pentru că... Ea da. Să și eu, unul singur. Să fie... Bine, toată chestia cu să fie aerodinamic, știi? Dar ia să văd, banda mea de LED-uri se aprinde? Oh! Da. Se aprinde verzui, așa. Mie e păcat că nu e noapte, că puteam să vedem mai bine, da? Hai să mergem, să vedem. Deci ceva de genul ăsta stunează mașina. Dacă merită, sincer să fiu, nu știu. Chiar nu știu dacă merită banii știa pe care i-am dat. Merită întotdeauna. Să-l inviți pe Remus în organizație. Păi nu este? Păi a, nu este că a ieșit. Okay. Ieșit, da. Ok, nicio problemă. Gata. E stabilă, piftia merită oricând cumpărată. Da, și asta și cealaltă sunt destul de stabile pe șosea, da. Merg decent. Vitezomane, tot ce vrei. Pot să zic că e cea mai vitezomană mașină pe care am văzut-o, dar e ok, adică merge bine. Faptul că mi-am pus faruri mint green e foarte ciudat. Adică, nu știu, parcă nu bat oricum ca lumea. Se potrivesc. Ok, am să parchez aici mașina și am să mă duc să iau misiunea. Și trebuie să mă așteptați, că n-are rost să veniți să vă fac animație și toate alea. Uite, Remus cum e îmbrăcat, se potrivește cu mașina ta. Da. E galben. Deci sunteți în organizație, totul e ok, da? Da. Așa. E să mă urc pe scară. Bă, sper că ați apăsat și voi pe butonul de like. Dacă nu l-ați apăsat încă, apăsați-l în acest moment. Să mai facem multe, multe episoade pentru voi cu GTA Online. Așa și v-am zis, în momentul în care o să fie și Mihai disponibil, o să vină și el. Dar astăzi, din păcate, nu a fost disponibil pentru filmat. Sunteți gata? Eu sunt gata. Da, capitane, da. V-a promisiunea pe hartă unde e? Da. Ia uite unde s-a urcat. A picat de acolo. Am spus la telefon. Spider-Man. Stai că eu cobor. Stai săr că eu cobor. Spider-Man, tu acum ești. A apărut. Eu pe Yangan. Ia uite-l. Ai crezut că ne bagă în sesiune privată? Nu, no, nu e sesiune privată, e, mamă, e un prep. Departe. E un prep. Hai. E departe hai. Că mergem la baza militară. Woo! Problema e că nu știu cum intrăm la baza militară, că trebuie pe să... Unde? Pe acolo, pe unde săream noi de obicei, mamă, ce crezi? Nu știu ce să zic. Dar oricum noi avem acces, că doar cine am cumpărat alea, nu? Bă, în principiu, cred că da, dar totuși dacă e misiune, s-ar putea să nu ne lase să intrăm în baza militară așa cum vrem noi. Mă gândesc că s-au pus pe emisiune și o să fie protecție ceva. Păi da. Dar rămâne de văzut. Totuși o să fie o misiune interesantă în baza militară. Nu știu, mie îmi place update-ul ăsta foarte mult, adică îmi dă da, așa un... GTA, practic. Exact, și îmi dă un vibe de Fast and Furious, adică, nu știu frate, chiar mi se pare că așa ar trebui să fie misiunile din GTA și nu numai misiunile, cât și mașinile. Adică, în momentul de față, mașinile celelalte pe care le ai din GTA... Mi se par nasoale în comparație cu astea noi. Adică la astea noi poți să le faci atât de mișto încât mă gândesc, zic, bă, ce rost mai are să le țin pe alea vechi, le-aș vinde, știi? Că efectiv... Și eu mi-am vândut din ele. Efectiv, astea mi se par cele mai șmechere mașini. Iar în momentul de față, una dintre mașinile din update-ul ăsta e cea mai rapidă mașină din joc. Deci nici măcar nu mai e nevoie de... Na, să zicem că mi-aș păstra T20-ul și cu Zentorno, pentru că alea sunt bombiță. Dar în rest... Nu prea ai nevoie de majoritatea mașinilor din joc. Una bună din update-ul ăsta, ca să o ai așa ca NFS făcută frumos. Și cam aia e. Așa. Bun, hai să vedem. Și de data asta văd că nu s-au mai speriat așa, că de obicei ăștia cu GTA-ul se speriau așa, făceau o mașină. Botul era de ceva, spatele era de ceva. În update-ul ăsta, bă, au cam copiat mașinile din viața reală aproape perfect. Adică aproape identice cu realitatea. Ceea ce, nu știu, mă face să mă gândesc că o să bage din ce în ce mai multe mașini de astea mișto. Da, nu știu, atât timp când nu au folosit numele, mă gândesc că... Păi da, atât timp când au folosit numele și bineînțeles că n-arată identic. Au modificat niște chestii. Dar... Logic. Normal. Dacă stai să te gândești, update-ul ăsta a fost cel mai bun update al lor de până acum și nu zic eu, au zis-o ei. La update-ul ăsta avem cea mai multă lume de până acum. Deci asta înseamnă că, bă, oamenilor chiar le-a plăcut update-ul și vor în continuare. Nu știu ce faci pisica acolo. No, mai prefer să pe hartă că a picat. Stai liniștit, autopilot. Așa. Am sărit. Stai să vedem unde e pisica, nu mai văd. Be. Pisica, ești bine? Be. Nu prea. Gata, am ajuns pe șosea. Am dat-o tare și m-am dus. Știi întrebarea aia, cine ți-a dat permisul? Păi, dar tocmai că nu am. Știu că nu ai. Știu că nu ai. Dar...
Nici eu nu am pe GTA. N-am fost la școala de șofer pe GTA. Nici eu. Păi, când am intrat în joc, mi-a zis... Bă, dar trebuie să intrăm pe poartă și o cameră aici. No, era o mașină, o după de poliție. Cred că o să ne aștepte în curând. Crezi? E bine că avem armele noastre. Da, era o după de poliție aici. Și cu sirene, cu tot. Au cameră. Hai că intru. Crezi că ați făcut ceva? M-a văzut camera, dar nu mi-a zis nimic, bănuiesc. Ok. Îmi pregăteam arma. Uite, militari. Salut, băieți. Salut. Am vizită. Da, sunt oameni civili pe aici. Ah, dar și cred că baza militară efectivă e înăuntru, pe porțile astea. Da. Uite pe aici. Că aici intri pe aeroport. Sarge de runway for the transporter. Transporter? Mamă, ce-mi bate soarele în față. Unde e transporter? Păi nu știu, bună întrebare. Cred că acolo unde văd un tank. Zici? Da. Ia. Da. Îl vezi? Transporterul e remorca aia mare. Prea organizată treaba aici. Take a photo of the transporter. Stai să-i fac o... Grijă, stai că nu mă văd ăștia de la distanță. Eu nu... Le bate soarele. Eu știu, da. Scos telefonile. Păi le fac poză la transporter. Gata, am trimis. Gata. Ok. Acum trebuie să așteptăm pe... Dacă trebuie să ne batem cu ăștia, mă duc să le fur tancul. Ok. Am reușit. Ce zice? Plant the tracker, oh my god. Ne... Nu știu, se ducă cineva, eu sunt foarte gălăgioasă. Bă, fiți atenți, încerc să mă furișez, ok? Da. Remus, mai bine stai aici, la mașină. Nu, veniți și voi. Ah, m-a văzut deja. Ok, n-avem team lives, deci nu vă faceți probleme. Le-am furat tankul, ca să știți. Okay. Salut, băieții! Salut, băieții! Uhuh! Păi să nu explodeze asta. Asta nu poate să explodeze, e blindat rău de tot. Da, da, okay. E făcut în așa fel încât să... Aoleu, Remus, scuză-mă. Ești bine? A luat foc, Remus. Intră într-un tank de ăsta, într-un mini-tank. Ca să te protejezi. Haideți. Băi, frate, dar vin din toate direcțiile ăștia. Ok. Ok. Avem nevoie să plantăm un tracker de la... Pe dispozitivul. Stai că ies din tank, stai așa. Remus, cover me. Dă-i, mamă, n-am adus nicio pătură, nimic. Gata, stai că plantez. Bă, trage în mine! Uite, stai! Ăla! Ce scrie unul acolo? Bravo! Doi! Bravo! Trebuie să intrăm în mașini, să plecăm. Hai! Bă, cât sunt! Plantați acolo treaba! Hai, fugi! Repede, în mașină! Hai. I-am dat! Bă, hai să vedem dacă avem niște avioane. Poate să plecăm cu avioanele. Am văzut unul, dar avem nevoie avem de mai multe. Suntem la armată. Știu că suntem la armată, dar... avem două, trei. Avem avioane. Aaa, capitane, nu, eu nu merg cu păi așa ceva. Păi tu du-te pe jos atunci. Ia, Remus, bagă-te în ăsta. Hai, că dacă tu n-ar mai știu să conduc. Asta e. Nu mai știu. Vrei să-ți las mașina și vin, mă duc eu cu avionul? Nu, hai, că încerc. Doamne, n-am pet parcă, nu? Da. Păi zic că ți-ai luat avion? Nu, încă. Foarte mulți aici. Haide! Vreau să le fur avionul. Haide. Oh! Nu, m-au murit. Când da. Să mor, m-au murit. Am murit. Foarte mulți. Știu. Mulți. Hai în partea asta, săr. Hai că încerc să... Cum ridic roțile? Pe G. Elicopter banan lângă mine. Ia-l pe ăla. Pe ăsta îl iau, stai seama. Orice wait for your organization to leave the... Te descurci să-l furi pe ăla? Stai, că nu merge luat. Nu merge luat. Vezi că mai e un avion aici. Uite, un avion aici. Ia pisică, vină încoace. Da, te văd. Uite că vin acum. Vino aici, unde sunt eu. Gata. Ia-l pe ăsta, repede. Apoi. Vedeți? Nu, stai că trebuie să am o ajut pe pisica puțin. Până face animația aia. Dacă m-a luat, hai că poți să zbori. Ok, bun. Așa. Bravo. Gata, am plecat. Nicio problemă. Nu mai stau pe aici, că oricum îmi ia foc ăsta. Hai să vedem. Către oraș. Hai că a venit toată armata pe mine. Trebuie să mă duc să iau un tank. Du-te și ia.
Te descurci? Încerc. Aș avea nevoie de niște air support, dar nu știu dacă te pricep tu. Încerc, dar să nu te omor pe tine. Da, mai bine nu o las. Cred că am intrat în tank, sunt ok aici. Ok. Salut băieții, salut. Acum nu cred că îi poți pune loc în max. Salut băieții, ba, nu știu, s-ar putea să tragă lângă mine să fie splash damage, să tot să fie nasol. Deci lasă că mai degrabă să vedem, poate scap eu. Poate reușesc. Voi sunteți bine? Da. Am tras în tine. A, nu. Ma... Nu, că n-ai cum să tragi, faci loc pe el. Ia uite, bă, că m-a omorât ăla din spate, nu vine să cred. Unde mă spawnează acum? Tot acolo. Hai de capul și de zile mele. Hai să-l fură un din ăsta, Hydra. Pe asta vreau, asta vreau. Încearcă tu să tragi prin ăștia. Acum s-au alertat foarte mulți, înțelegi, și din cauza asta. Îți dai seama. O, ce vine Remus, ia-o-tă-l, bă, vezi să nu bubui pe aici. A, Remus acum e mare filo, mă, el zicea. Mamă, că nu știe dacă... Mamă, 5 stele, glumești dacă cu mine. Dacă știu, da. E 5 stele, îți dai seama. Problema e că... Nu știu, gata? Nu e gata. Remus, nu mai fă de astea, că poate rămâi aici. Hai că am văzut unul care e mai departe. De ăștia. Trag și eu în ei să poți să ieși tu de acolo. Stai seama că am intrat la armată, nu le convine chestia asta, sunt nicio formă. Bine, mersi, m-ai ajutat foarte mult. Ce, eu? Nu știu cine a tras cu racheta aia, dar... Eu am tras. Dar nu mă așteptam, mi-a fost frică, am crezut că poate te lovesc. Nu, că trăgeau ăștia în mine. Gata. Gata, hai. Haideți să plecăm. Haideți. Să mergem. Spre oraș, spre oraș, da. Băi, băiete, cum a fost Hydra. Asta? Bine, asta nu e Hydra, e echivalentul armatei, cum ar veni, da? Și cum trebuie să scăpăm. La de... Hydra poți să faci hover, asta e diferența între ele, da? Da. Stai, cum băgam asta? Bă, nu mai trage așa. Pe G, apasă pe G. Gata. Ok. Dar de ce te pitează? Păi, turbulențe. Ai turbulențe în aer, zici să... Nu, dar asta e cea mai ușoară metodă să scăpăm de aici, pentru că știi de ce? După aia dacă mergeam pe jos, îți dai seama când ne lua? Mi-a murit motorul, băieți. Lol. Stai că te ajut. Te poți catapulta. Am înțeles. Gata. De ce am intrat în... Am înțeles. Aoleu, pe bune? Ai intrat în rândul meu? Da. Cum? Că eu m-am aruncat că efectiv păi, mai... nu știu ce a fost acolo. Stai că dau loose the cups, că genul asta trebuie. Wait for your team to loose the cups. Ba, acum trebuie voi să scăpați de... Eu am pierdut, eu am scăpat. Dar stai că mă ascund. Stai că vin să-ți aduc avionul, că eu nu mai am nevoie. Nu știu, eu chiar aș vrea să vă faza aia, s-a văzut la tine pe... Nu cred că am văzut, bine, n-am fost atent, da. Ba, aterizez pe stradă să-ți iei avion. Mă catapultez din ăla și vine Loremus în cap. Păi dacă merge așa aproape... Da. Hai să-ți iei avionul ca să poți să pleci cu el de aici. Cine vrea ca să scape de poliție? Păi eu am scăpat de poliție, eu n-am poliție. Păi Remus are. Am eu! Vino cu ace, vino să-ți iei avionul. Nu pot că-ți aici. Vin eu acolo, dar nu prea mai... Păi că a luat... Păi dar tu iei mașina de poliție, Remus. Hai să văd unde el... Ca să scap. Să văd unde el spawnează. Ia, stai că iau eu motocicleta. Dacă eu merg cu mașina, merg cu avionul pe stradă. Hai cu mine. Hai cu mine. Stai, Remus, că-ți aduc ăsta acum, unde ești? Stai pe loc. Stai că sună pisica. Hai, vino să-l iei. Vezi dacă poți să decolezi. Păi asta, hai. Urcă. Oh my god, uite ce vine în față! Dă-te, băi! Stai că iau eu ăsta, stai. Aoleu! Hai, săr! Stai! Repede! Hai, dă-i! Eu dă-i cu ce azi vine! Haide, dă-i în sus! Dă-i în sus! Hai! Așa! Bravo! Bă, ce-i asta? Frate, ce se întâmplă? Ca în filme, ce-i asta? Doamne! Mă amuză că poliția nici n-a văzut că eu am furat vehiculul ăsta, adică... Păi nu, dar Remus se urcase aici cu mine și gen, nu mi-a dat stele ăștia, de poliție. Ăștia erau atenți la Remus, că n-a aterizat un mic de pe stradă. Eu zic să stai până scap de poliție, că altfel nu putem să terminăm misiunea. Stai cât mai sus. Stai cât mai sus.
Mă duc sus de tot, fii atent. Așa. Trebuie să fur mașina asta până nu se uită nimeni. Ok. Totul în regulă. Ha, mă, gata, oprește alarma. Așa. E bine, e bine. Ha, mă, că trebuie să scapi la un moment dat. Deasupra. Exact, exact. Gata, gata. Mission gata. Fast. Bă, mișto misiunea. Bă. Ca în filme chiar, adică am ajuns cu avionul pe stradă, l-am dat lui Remus, Remus a decolat de pe stradă, a trebuit să fur camionul că nu putea să treacă. Adică, ce poți să vrei mai mult, mă? Astea sunt misiunile ca lumea. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!